să fac un fel de apreciere. Dumneavoastră ați apreciat. Iar acum, avut aici ca să vorbească unul dintre urmașii celor care au participat la adunarea de la Baiuchea. Stimate Domnule Președinte al Academiei Române, preacucerice Părinte Paro, preacucerice Părinți, frații mei, poate că vârsta mă face să fiu atât de emoționat, dar nu pot să fiu altfel în această clipă de mare bucurie când Președintele Academiei Române a binevoit să vină la Biserica Sfântul Silvestru ca împreună în această seară să cinstim pe Cel care s-a născut odată cu țara românească, cum îi spunea, ne spunea Părintele Galeriu, Părintele nostru. Și deci, pentru noi de la Silvestru, centenarul, sărbătoarea aceasta mare a patrii noastre, este legată de numele Părintele Galeriu, care s-a născut odată cu țara. Și s-a dezvoltat odată cu țara și a ajuns ca și țara românească să fie un preot strălucit slujitor al Bisericii și al neamului. Mai ieri, domnul Sorin Dumitrescu, membru corespondent al Academiei, mi-a înmânat o broșurică în care pe copertă este cușca în care cei care luptau pentru libertatea din ani din urmă l-a adăpostit și pe Părintele Galeriu și pe toți cei care apărau libertatea atunci când îl apărau pe Basarabeanul Iliei Ilan. Fiindcă Părintele Galeriu a fost un mare luptător pentru libertate, pentru libertatea religioasă, pentru libertatea politică, pentru libertatea de conștiință. De aceea își ridea de multe ori miezul nopții pentru ca să analizeze conștiința celor care veneau ca să se spovedească la Dumnezeu. Și, stimate Domnule Președinte, faptul că ați venit să-L omagiați împreună cu noi ne onorează și pe noi și mai ales pe Părintele Galeriu, Părintele nostru, fiindcă sectele acestea îi sunt dedicate Părintele. Și acum când vă vorbesc, vreau să spun cu oarecare frumoasă modestie că suntem aici, în clipa aceasta, doi cetățeni de onoare ai municipiului Gherla, fiindcă domnul președinte este originar dintr-un sat aproape de Gherla și municipiul acesta pentru lupta pe care o desfășoară pe plan intelectual domnul președinte, pentru că ajungând în fruntea acestei cele mai mari instituții culturale, nu înseamnă că a venit așa dintr-o dată, ci a dus o luptă lungă și grea, din tinerețe, din vremea când era elev și până în zilele noastre când afirmă cu tărie principiul acesta wilsonian al libertății de determinare a popoarelor de modul în care vor să-și trăiască viața. Și domnul președinte sublinează ca un savant în cele ale istoriei, cu documente și date, drepturile noastre ca români asupra acestor ținuturi, fără să ignorăm drepturile celorlalți. Și ceea ce a subliniat atât de frumos domnul președinte, clipa
anului 1918 este una dintre cele mai importante ale istoriei noastre naționale. Dumnezeu să-L odihnească răposatul academician Mircea Marița, scria prin 1947 într-un articol din ziarul Grafeni că ziua de 1 decembrie este cea mai importantă din istoria poporului român. Iar eu astăzi, o săptămână, vorbeam la Biserica Șerban Vodă și spuneam că anul 1918 este cel mai frumos an din istoria românilor. Este cel mai frumos, pentru că până atunci, doar o singură dată, la 6 iulie 1600, Mihai Viteazul a pronunțat din un edict în care se intitula Domn al tuturor românilor din țara românească, Moldova și Transilvania. Și de atunci până în 1918 au trecut 400 de ani ca să mai ajungă încă la această clipă când pe câmpul lui Horia cei 1228 de credeționari au pronunțat în numele întregii populații. Deci așa cum spunea domnul președinte, fiecare era împuternicit de alte sute și mii de români să pronunțe în fața lumii că noi vrem să ne unim cu țara necondiționat. Fiindcă o partidă în frunte cu Iuliu Maniu pe vremea aceea vroiau ca întâi să se proclame independența Transilvaniei și ruperea ei de Imperiul Habsburg și apoi să adere la țara românească. Ori cei care erau adunați acolo au zis necondiționat, vrem să ne unim cu țara și așa, în cel mai frumos an al istoriei românilor s-a reușit să se arate lumii că poporul român, în ciuda atâtor sute de ani în care au fost despărțiți prin granițe politice, au fost strâns uniți prin sânge, prin grai și prin credință. Și mai ales credința ortodoxă i-a făcut să simtă și să trăiască întotdeauna sentimentul că sunt ortodoxi și români sau români și ortodoxi. Nu altfel. Ceea ce realizau Habsburgii când au zis divide-te din pera în parte și stăpânește și a creat printr-o formă vicleană și au construit, au realizat o ruptură, cea din tâi ruptură în unitatea de granit a neamului românesc, a făcut o spărtură habsburgică care a creat Biserica Greco-Catolică, dezunire care a rămas puternică până astăzi. A subliniat domnul președinte că a fost o clipă măreață la Alba Iulia, când pe podium care era acolo în câmpul lui Horia, unde a fost înainte eșafodul pe care a fost tras pe roate Horia și Cloșca, pe podium acela erau alături doi episcopi, erau mai mulți, erau și Ion Pop, Ioan Ignatie Pap de la Arad și episcopul de Oradea, Demetriu Radu, alături de Iuliu Hosu și de Miron Cristea, atunci s-a arătat oarecum o unitate spirituală. Și atunci a fost un moment de efervescență spirituală când s-a crezut că se poate reuni ceea ce a făcut Justinian Patriarhul,
cu împrejurările politice specifice atunci. Atunci, în 1918, au vrut să se facă reunirea ortodoxilor cu grecul catolic în Ardeal și să-l proclame mitropolit pe dr. Elie Tăianu. Dar nu s-a reușit și a rămas această dezinune care până și astăzi ne umbrește și ne sfârșie trupul acesta al neamului românesc. Dar, fratele și domnule președinte, cuvintele frăției tale, care le-a adresat atât de frumos acestei comunități investrene, aș vrea să fie duse mai departe și mă bucur când văd atât de mulți tineri, fiindcă nu cei în vârstă suntem cei amenințați astăzi, ci cei tineri. Cei tineri cărora nu li se aduce la cunoștință aceste principii de viață pe care le-a avut înainte poporul român, care a făcut principiile acestea să poată depăși granițele. Ați auzit de la domnul președinte cum pentru Biblia de la București au contribuit toate mințile înțelepte din Biserica Ortodoxă de atunci. N-a fost numai apuia lui Cantacuțenul la București, au fost și din Ardeal și din Ortodox. Și frumusețea limbii române a fost cântată mai mult decât oricine din Basarabean, care a zis multe dulce și frumoasă limba ce vorbim. Această limbă i-a ținut pe toți și n-aș vrea să mă mai lungesc prea mult, dar cuvântul dumneavoastră, domnule președinte, ar trebui să ajungă lângă inima fiecărui tânăr din zilele de astăzi și să simte toți că a trăi românește și credință ortodoxă nu înseamnă să nu fii european. Ați iubit biserica și țara înseamnă tocmai acest fapt, a fi iubitor de toate popoarele și prin aceasta să nu distrugem temelia morală a societății. Pentru aceasta luptă Biserica Ortodoxă și slujitorii ei, așa cum în 1918. Cei mulți știți că v-am înmânat două cărțulii pe care le-am scris despre preoții care au luptat neștiuți, aceștia sunt eroii unii, neștiuți în zilele noastre. Preoții și învățătorii confesionali, aceia au vorbit fiecărui consătean al lor despre frumusețea sufletului românesc și cum trebuie să tinde fiecare să realizeze în propria lor viață aceste principii de viață ale Bisericii Ortodoxe și ale neamului românesc. Și dacă tineretul de astăzi, educat de biserică și de părinți și de bunici mai ales, că înainte vreme, când erau granițele acelea care separau pe români din toate părțile, bunicii și părinții erau cei care îi țineau uniți pe toți și le vorbeau despre frumusețea țării noastre, ipotetice pe vremea aceea, țara românească, atât de frumoasă, cum a subliniat domnul președinte. Un geograf german, din cartea lui de Schreiber de Erde, spune, deci acest popor unit și cultivat până la cel mai înalt grad al spiritualității, acest popor ar merita să fie în fruntea tuturor popoarelor. Pentru că niciun popor n-a fost ca poporul român, care niciodată n-a plecat de pe vatra lui, niciodată n-a înrobit alte popoare, niciodată n-a nedreptățit pe nimeni.
a suferit însă toate nedreptățile care au venit pe deasupra și au diluit toate înjosirile și tot ce a fost, pentru că a avut puternică credința în Dumnezeu și neamul Dumnezeu. Ori această credință ar trebui să fie reînviată și propovăduită de fiecare părinte și bunic în casa lui, atunci când la școală îi vorbește despre alte energii, despre transsexualitate și de alte lucruri. Nu prin acestea trăiește omul, prin abaterea de la morală și de la viața corectă, ci prin credința în Dumnezeu și în dragostea față de neamul omului. Vă mulțumesc din toată inima și vă doresc de aici încolo succes și multe sănătate în conducerea noastră.